Se lucrează din nou pe Bulevard. Societatea Citadin SRL se ocupă în această perioadă de reabilitarea unui nou tronson pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiu, pe porțiunea cuprinsă între strada Voievodul Gelu și intersecția din sensul giratoriu de la Kaufland. Tronsonul are o lungime totală de 1225 de metri și o lățime de 14 metri, însă modernizarea se va face doar pe un sens de mers, adică pe o lățime de 7 metri. Principalele lucrări ce urmează a fi realizate pe Bulevard, pe porțiunea cuprinsă între strada Voievodul Gelu și intersecția din sensul giratoriu de la Kaufland, sunt scoaterea bordurilor vechi la scoarurile centrale, înlocuirea acestora cu unele noi, frezarea suprafeței carosabile, realizarea casetărilor, așternerea straturilor din materiale pietroase și compactarea lor în straturi, reducerea scoarurilor centrale acolo unde se impune și amenajarea lor, curățarea și amorsarea suprafețelor înainte de așternerea stratului de legătură, executat din binder de criblură, ridicarea la cota capacelor carosabile și a gurilor de scurgere, curățarea și amorsarea suprafețelor înainte de așternerea stratului de uzură executat cu îmbrăcăminte din beton asfaltic cu agregat mare și semnalizarea rutieră. Apele pluviale vor fi dirijate spre gurile de scurgere existente, care vor fi ridicate la nivel și colectate prin sistemul de canalizare existent, asigurându-se însă posibilitatea colectării prin sistemul prevăzut pe Bulevard prin proiectul Trotoare și Piste de Biciclete, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. De altfel, după finalizarea reabilitării pe primul tronson al Bulevardului, primarul Ionel Ciunt anunța că, dacă vor fi bani, va continua lucrarea până în zona sălii sporturilor. Intenția noastră este ca la rectificarea bugetară, care se va întâmpla în luna septembrie, dacă vom găsi resursa financiară, să continuăm acest tip de lucrări care le-am făcut în această zonă, spre centrul orașului, respectiv până la sala sporturilor ne-am propus noi. Sper să găsesc banii necesari ca să putem continua în acest an lucrările și pe zona de care vorbeam, astfel încât în anul viitor, pe bugetul anului viitor, să încercăm să ajungem până în centru, în fața primăriei. Durata de realizare a lucrării este de 120 de zile, iar costul se ridică la aproximativ 686.000 de euro.